Și dragii, eu sunt Adina și voi sunteți pe Parfumului 35. Bine ați venit și bine ați revenit pe canalul meu. Dacă sunteți noi, nu uitați să vă abonați, lăsați-mi și gândurile voastre în comentarii și totodată nu uitați să împărtășiți acest video și cu prietenii voștri și spuneți-le și lor despre Parfumului 35 și despre ce fac eu aici pe acest canal. Totodată verificați dacă aveți notificările pornite și în cazul în care nu aveți notificările pornite, porniți-le pe toate, pentru că câștigătorii giveaway-urilor pe care eu le fac sau videourile cu câștigătorii le voi posta aici pe YouTube. Și da, nu o să stau să anunț toți oamenii și am ceva în ochi. După 20 de minute în care m-am chinuit să-mi scot ceva din ochi, am reușit, așa că reluăm videoul. Așa cum am spus și titlul, în cazul în care am pus titlul care trebuie, de dragul artei, astăzi o să vă vorbesc despre niște parfumuri la care eu am doar mostre. Dacă mă știți de la început, știți că mie nu-mi place neapărat să pulverizez mostre pe mine, ci doar le folosesc așa, dau o dată și văd dacă îmi plac sau nu, motiv pentru care am câteva 3 sau 4 cutii pline cu mostre, spre care mă duc și nu prea. Aici cineva va zice că sunt snoabă și nerecunoscătoare, dar am zis, haide să încerc să fac un video cu și despre săptămâna în care eu testez mostre. Dintre mostrele pe care le am, am pus la oaltă câteva care mi-au atras atenția într-un mod un pic diferit și sunt niște parfumuri spre care cred că ar trebui să mă gândesc dacă le-aș vrea sau nu. Bun, primul dintre ele este un parfum arabesc, este un parfum de pe Parfumas, este un parfum de la un brand de nișă, zic eu, din Emiratele Arabe Unite. Desigur, am avut câteva discuții cu cineva în contradictoriu care mi-a zis că, mă rog, nu știu exact ce vorbesc când vorbesc despre parfumuri de nișă, dar partea foarte faină aici pe YouTube este că fiecare este liber să-și dea cu părerea și exact asta fac și eu. Deci, parfumul despre care vreau să vă vorbesc sau primul în topul meu de astăzi este un parfum numit Eternal Wood. Este de la Hikaya The Narration Poetry Collection. Ăsta este o apă de parfum. Eu îl am de pe parfumas.ro, îl am deja de ceva timp și Eternal Wood, deși ai zice că după nume ar trebui să fie Wood de la început până la final, ei bine, nu este așa. Ăsta este un parfum extrem de frumos, este un parfum cu niște note de zmeură, se deschide fructat, se deschide fructat cremos, chiar în sfera tartelor fructate cu zmeură în ele, un pic vanilat și notele de ud și o combinație de note de ud și piele se regăsesc doar în notele de bază. Per total, parfumul ăsta este un parfum care persistă foarte bine, eu am reușit să-l resimt pe mine toată ziua, deci Eternal Wood de la Hikaya. Este un parfum care poate deveni foarte ușor parfumul semnătura al cuiva, în cazul în care ești în căutarea unui parfum semnătură și ești sătul sau sătulă de absolut tot ce se găsește pe piață, și aici mă refer la toate flancările care există la toate parfumurile de designer, cred că acest Eternal Wood te poate scoate din zona de confort și poate să-ți aducă un pic de unicitate. Cred că da. Este, oricum, ăsta este un parfum foarte frumos, cu o deschidere fructată, vă spuneam, cu ceva note de zmeură și la care notele de ud și notele de piele, pentru că mai are și niște note așa un pic pieloase, se resimt doar la notele de bază. Deci da, Eternal Wood din colecția mea de mostre, ăsta este unul foarte frumos și este unul cu care m-aș da până aș termina absolut de tot mostra. Un altul este un parfum de la Le Parfum de Rosin, ăsta se numește Ballerina numărul 5, din categoria parfumurilor de la Parfum de Rosin. Ele sunt mai multe, eu în pandemie, de fapt înainte să izbucnească pandemia, mi-am comandat setul lor de mostre, a ajuns foarte târziu, cred că a ajuns la, nu știu, 5 sau 6 luni distanță la mine, însă m-am bucurat foarte mult pentru că modul în care l-au ambalat a fost foarte frumos și Ballerina numărul 5 este un parfum care eu cred că este inspirat exact dintr-o balerină. Este un parfum, să nu și dau eu aici un pic cu el. Este un parfum cu o deschidere verde și în același timp mi se pare că are ceva fructat în el. Mi se pare că este specific balerinelor, este așa visător un pic, dar în același timp puternic și tare.
are trandafir, pentru că parfumurile de la Parfum de Rosin toate cred că sunt pe bază de trandafir și cred că pentru asta este cunoscut acest brand, brandul Le Parfum de Rosin. Este unul dintre brandurile cu foarte multă existență pe piața din Franța. Asta este un parfum care a fost, sau brandul a fost creat odată cu alte branduri, printre care Fragonard. Este un parfum fructat cu trandafir, este exact un trandafir dulce, dar își păstrează ceva din unicitatea trandafirului, deci ADN-ul trandafirului reușești să-l resimți. Ah, miroase foarte bine. Deci, în cazul în care vrei să cumperi un parfum tineresc, un parfum cu miros de balerină, poți să te îndrepți spre Balerina numărul 5. Și dacă ai vrea să ai ceva din parfumurile de la Le Parfum de Rosin și nu ești sigur, eu pot să-ți spun că ei fac livrare și în România și poți să-ți comanzi Discovery Kit-ul lor, pentru că în Discovery Kit vei reuși să găsești o grămadă de parfumuri pe bază de trandafir și sunt sigură că cel puțin 3 dintre ele o să-ți placă, pentru că sunt câteva care mie îmi plac. Bun. În continuare, în lista mea sunt niște parfumuri la care eu tot așa mi-am comandat un Discovery Kit pentru că mi se părea foarte interesantă ideea din spatele parfumurilor. Sunt două de la un brand numit Onscad. Onscad. Așa. O să vă pun o poză să vedeți și cum arată. Și acest brand Onscad are trei parfumuri. Inspirație din anii 30, inspirație din anii 50 și inspirație din anii 80. Eu am adus în atenția voastră, ca să zic așa, două din ele, 30 și 80. 50-ul l-am lăsat pe lângă, pentru că pentru ăla vreau să vorbesc într-o altă idee. Onscad, anii 30. Se pare că pentru creatorul acestui parfum, anii 30 însemnau piele, anii 30 însemnau note pudrate, anii 30 însemnau miros de tutun și probabil era gen rock and roll și tutun. Cred, nu știu, nu m-am născut atunci, m-am născut în 90. Dar ceea ce îmi place mie foarte tare la parfumul ăsta este că nu este parfumul tău tipic cu care te-ai da în mod normal și este un parfum cu o deschidere extrem, dar extrem de tare. Mă duce cu gândul inclusiv la discurile de vinil, la mirosul discurilor de vinil. Eu mai am un parfum de la un brand polonez, Boho Boko se numește, și acolo am un parfum care se aseamănă cu mirosul ăla de plastic, de vinil, nu știu exact să vă spun cum, dar te duce exact la case de discuri, la mirosul care ar trebui să fie acceptat de către muzicieni, muzicieni ăștia așa mai out of the box. Este un parfum în care se resimt notele de tutun, se resimt notele de tutun, dar care sunt un pic dulci. Nu știu exact să spun cum, dar exact spre aia mă duce. E ca și când ar fi niște granule de zahăr care ar fi stinse cu o țigară, dacă asta ar avea sens. Da. E un parfum extrem de plin, este un parfum întunecat, este un parfum care nu cred că poate fi parfum de zi, dar, din punctul meu de vedere, merge cu brio ca parfum unisex. Deci un Scad anii 30. Este genial și e un parfum care persistă foarte bine, este un parfum de nișă. Și mai avem un Scad anii 80. Un Scad anii 80 este un pic diferit față de acela, pentru că în anii 80 vorbeam într-adevăr de note pudrate, dar mi se pare că are ceva din muzica disco. Eu nu sunt mare pasionată de muzică, nu pot să zic că sunt cunoscătoare, însă în momentul în care l-am pulverizat pe acesta, fără să-mi dau seama, m-am dus cu gândul din rețea lui taică-miu, el care este extrem de pasionat de muzică. Deschiderea la anii 80 de la Onscad este dulce, dar mi se pare că are și ceva din ceva flori sălbatice. Pare un parfum un pic sălbatic, dar în același timp înfrânat, și cred că cam așa erau și anii 80. Cred că are și ceva note de ilang ilang, pentru că pare un pic dulce spre flori galbene, dar în același timp are o notă florală amăruie. Aici mă gândesc la notele de garoafă, pentru că garoafa mi se pare că are un miros așa un pic pungent, pudrat.
Dar dintre acestea două, anii 80, deși la început nu mi-a plăcut absolut deloc anii 80, era parfumul pe care îl... ăsta, anii 80, a ajuns să fie preferatul meu, tocmai pentru că are o notă un pic întunecată, de flori sălbatice cumva, și toate astea sunt pe o bază ceva vanilată, cred că are și ceva heliotrop, însă ăsta este un parfum pe care ajung să-l descoperi dacă îl porți o zi întreagă. Și da, e super tare și mă bucur foarte mult că am făcut ideea asta de a mă pulveriza doar cu mostre să văd care îmi place cel mai mult, și dintre tot ce v-am povestit astăzi, acest Onscada anii 80 este undeva pe podium. Pentru că pe podium este acest parfum de la Toscovat, el se numește R sau R sau nu știu. Toscovat este un brand de parfumuri de nișă, cumva o reinterpretare a noului. Mie mi se pare că parfumurile astea sunt ieșite din tipar, pentru că ca orice... nou pe piață, vrea să se facă cunoscut prin ceva. Ei bine, prin ce s-a făcut cunoscut Toscovat? Prin faptul că notele care există în parfumuri sunt foarte ciudate. Dar acest ar de la Toscovat pe mine mă duce cu gândul exact la Insolans de la Guerlain, dar nu Insolans de la Guerlain clasicul pe care le știți, ci e ca și când avem Insolans de la Guerlain cu niște dropsuri foarte dulci. Deci cam asta este Toscovat R. Și ambalajul este foarte frumos. Și din aceeași categorie de parfumuri Toscovat mai am și Pinning Dew 2. Pinning Dew 2 mie mi se pare că este un parfum verde. Mi se pare că este un parfum care are... nu știu să vă zic exact la ce mă duce cu gândul, însă mi se pare că are ceva aromatic în el, are o deschidere ce cred eu că are ceva lavandă în el, dar ăsta are și ceva note de vetiver care cred eu că îl fac să fie extrem de persistent. Ăsta este un parfum aromatic care te duce cu gândul la munte, care te duce cu gândul la a inhala... nu știu, săruri. Da, săruri. Este un parfum aromatic de la început până la final, chiar te duce cu gândul la ceva gin, la alcool. Și da, e wow, lasă-l un pic pe tine, lasă-l vreo 2 minute pe tine și să vezi ce stare ciudată într-un mod pozitiv îți dă. Da, și cam astea sunt concluziile experimentului meu. Dintre...